Organizația Pro-România Pașcani susține că va avea o campanie electorală pozitivă, bazată pe prezentarea proiectelor, nu pe critici la adresa adversarilor politici. Precizările au fost făcute în cadrul ultimei conferințe de presă, în contextul în care scena politică locală este tot mai tensionată. Strategia pe care noi am discutat-o la partid, de ceva timp, ne-am propus un alt fel de campanie electorală, așa cum ne-am propus și acum 4 ani. Nu să spunem ce nu face bine contracandidatul. Ce alternativă oferim noi oamenilor? Mie îmi se pare mai constructiv o campanie bazată pe proiecte și pe modalități de a implementa niște lucruri, decât să-i spui celălalt nu-i bun, dar poate și celălalt e bun, dar poate are alte maniere de a vedea lucrurile. Deci în strategia partidului nostru nu este cu dat la picioare, Întrebat cum îi va convinge pe alegători să-l voteze pentru funcția de primar, viceprimarul Cristian Rățoi a spus că are o altă viziune privind prioritizarea investițiilor și timpul de realizare a lor. De ce trebuie schimbat primarul, m-a răspuns? Ești să veniți dați la primărie. Foarte simplu, pentru că eu văd lucrurile altfel, mai ales prioritizarea lor și timpul de a le face, durata de a face un lucru. Menționăm că Organizația Pro-România Pașcani va candida separat la alegerile locale din 9 iunie, atât pentru primărie, cât și pentru Consiliul Local. Rățoi a spus că este posibil să facă alianțe post-electorale, dar doar cu formațiunea care va câștiga primăria.